Bun găsit, doamnelor și domnilor, m-am îmbrăcat în roșu nu pentru că am invitații de la PSD astăzi, suntem la emisiune electorală din nou. Invitații sunt de la Pro-România. Conform graficului, astăzi mi-au venit în platou din nou domnul Noru Stănișteanu, candidatul Pro-România pentru Consiliul Județean, pentru președinția Consiliului Județean. Bine ați venit, domnule Stănișteanu, bine ați revenit. Mulțumesc de invitație. Și domnul Liviu Cartojan, candidat Pro-România pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Județean, nu? Exact. Bine ați venit și dumneavoastră. Mulțumesc, bine v-am găsit. Voiam să vă întreb pe dumneavoastră primul, dacă vă lasă șeful pe linia de partid, să răspundeți primul. Voiam să vă întreb de ce dumneavoastră sunteți și pe listele Consiliului Local și pe listele Consiliului Județean și am mai văzut eu mod de a maximiza, rezultatul voturilor? Se poate spune și așa, nu știu, nu m-am gândit niciodată extrem de mult la această situație. Mulțumesc colegilor care m-au propus pe ambele liste. Sper să pot, prin implicarea mea și prin modul meu de a fi, să pot să maximizez cât mai mult, într-adevăr, posibilitatea de a accesa locurile și în Consiliul Local și în Consiliul Județean pentru Pro-România, să avem cât mai mulți consilieri. Deocamdată v-ați maximizat atacurile în presa locală. Păi înseamnă că este... înseamnă că... Mie mi s-a părut că e o ciorbă reîncălzită. Da, am avut un deja vu cu acum vreo 4 ani. Da, e o ciorbă reîncălzită. Sunt chestiuni care se reiau într-una, cu toate că am încercat să explic la vremea respectivă. Nu cred că trebuie să mai mă obosesc. Eu zic că rezultatele de acolo și ceea ce am încercat să fac în ăștia 4 ani, vorbesc mult mai serios despre cifrele corecte, că acolo, bineînțeles, în aceste relatări sunt total cifre incorrecte și ca sume și ca orice altceva. Și atunci am zis că este mai important să arătăm prin fapte ceea ce putem face, nu să explicăm aceleași super încălzite de nu știu câte ori. Aveți dușmani acolo, pentru că datele până la urmă, datele financiare, datele economice sunt transparente, sunt pe site-ul... Categoric. Da, sunt probabil niște reminescențe rămase de la unii colegi care cred că prin faptul că încerc să țin o disciplină acolo, e o revoltă internă a lor. Bănuiesc că sunt foarte, foarte puțini. Cred că sunt de fapt... Totul e exacerbat în campanie electorală. Și este campanie electorală și atunci, bineînțeles că... Domnul Stănișteanu, dumneavoastră, când vă vine rândul să fiți așa atacat, luat în tărbacă prin presa locală, că trebuie să vă vine rândul, nu s-a terminat campanie. Suntem la jumătate. Vedeți, dacă în prima jumătate nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat, poate nu s-a întâmplat nici în următoarea jumătate. Dar vreau și eu o completare. Deci... mai mult sau mai puțin, cel care deschide o listă sau care e principalul candidat, cum e domnul Barbu la primărie, și onor colegilor mei care au avut încredere, la fel cum spunea și Liviu, să mă propună pentru funcția de candidat la președinția Consiliului Județean, avem dreptul să ne facem și noi o echipă, să ne spunem o părere. Domnule, vreau o echipă pe... Popescu, pe Ionescu și așa mai departe. Mi se pare normal. Și l-a vrut în echipă pe domnul Cartojan și domnul primar. L-am vrut și eu și până la urmă am căzut la pace că să-l punem amândoi pe listă. Și nu e singurul. Sunt oameni valoroși pe cele două liste, oameni cu experiență, dar și mulți tineri. Da. Și tot în completare... Presupun că aveți și rezerve. Sunt și rezerve. Deci peste tot liste complete plus rezerve. Da. Aveți lotul și complet. Eu știam că tricoul are de culoare vișinie și credeam că sunteți bucuroși de cum a început Rapidiu campionatul. Nu sunt rapidist. Nu sunt rapidist. Da. Mai ales, ziceați la început de culoare. Mai ales acum nu-mi plac trenurile deloc. Că nu prea e roșu ăla PSD-ist, de câte știu eu sau de câte îl văd. Nu, mi-a zis cineva dimineața când am venit aici, PSD-istule. Aolo. Și era rău? M-am uitat, nu e atât de roșu, nu e roșu PSD, în sfârșit. Da, pe asta zic și eu, e roșu, e vișiniu rapid. Da, e vișiniu rapid. Pentru că există și vișiniu lent. Domnule Noruț, rămân tot la dumneavoastră și pentru că sunteți și președintele organizației județene și voiam să vă întreb,
aveți candidați în 28 pe consilii locale sau pe primari în 28 pe primari, locale? Pe primari. Și în 50 de localități pe consilii 50, locale. Corect. Da, v-a fost greu să faceți listele. Și apropo de asta, a spus mai de mult că ați fost virusați. Vreau să dezvoltați asta cu virusatul. Ați fost virusați de PSD. Da. Iar doi într-unul. Da, așa punem întrebările. Doi într-unul. Da. La prima întrebare pot să vă răspund că e foarte greu să găsești oameni de calitate și oameni care într-adevăr vor să se implice în munca asta politică în întreg județul. Mai mult decât atâta, trebuie să ținem cont și să recunoaștem niște realități. Nu suntem acum la o emisiune în care să fim numai să recunoaștem meritele de pro-România și celelalte partide n-au existat. Trebuie să recunoaștem deci că PSD-ul... Deci e o atitudine de vingător până la urmă. Dom'le, eu sunt cel mai bun. Dom'le, cel mai bun, de acord, dar nu că ceilalți nu există. Și există de mult. Și PSD-ul și PNL-ul în județul Giurgiu au organizații care există din anul 90. Acum s-au... E un amalgam, așa, nu mai știi care e PSD, care e PNL eu, sau... Da, și eu n-am spus câte organizații. Da. Că-s 54 de localități, poate. Sunt 80 de organizații la fiecare, abar n-am. Da. Da, n-am pomenit numărul. Revin la idee. Deci sunt partide puternice și de tradiție care la nivelul județului s-au consolidat de-a lungul timpului. Da, și da, da. Mai mult decât atâta, au avut timp să găsească, să spun, oamenii cei mai buni. Că au existat transferurile astea spectaculoase. Vedeți că nici Messi n-a reușit un transfer de genul ăsta, cum au fost între PSD și PNL și invers, sau cum zicem. PNL, PSD, coordonața 55 acum... Nu mai știu. Acum câțiva. Sunt bulversat, nu mai știu. Acum nu mai știu. Da? Și ulterior, acum în... campania asta, PSD-PNL, nu? Da. Au existat transferurile astea? Mă rog, cât au rămas de descoperiți sau nu PSD-ul, vom vedea la alegeri? Ei sunt optimiști. Marian Mina mi-a spus că e optimist. Acum toți suntem optimiști când plecăm la un drum, nu? Da, eu zic că e firesc și să, cum spunea și Liviu, trebuie să-ți maximizezi toate șansele. Să faci de așa natură încât fiecare... sutime de procent să conteze. Corect. Și de asta vă spuneam. E greu să faci, să pornești cu un partid nou la drum și să închegi niște organizații, să găsești oamenii potriviți ca să conducă niște organizații, să aibă și o candidatură cu un rol important și cu șanse de câștig la primăriile din localități. Aveți primării? Dar, da. Aveți primării unde aveți candidați cu șanse reale? Da. Serios, da. Vorbind acum. Foarte serios. Deci avem candidați foarte buni și la Găujen și la, nu zic de cele două primării unde sunt primari în funcție, la Giurgiu și la Ocrezeni, la Daia, la Gostinari, la Vărăști. Deci sunt oameni buni, sunt oameni care sunt, și n-aș vrea să fiu uitat pe vreun. Sunt mulți. Da, da, da. Deci încă o dată, la Ulm, dacă mă gândesc la nordul județului, la Crevedia. Sunt oameni serioși, sunt oameni buni care au constituit niște organizații la rândul lor foarte puternice și cred că au șanse real să se bată la fotoliul de primar și la scoate cât mai mult consilier. Cât mai multe voturi, sigur, pentru partid. Pentru că și asta contează. Dacă scoți voturi la primar, la consiliul local, automat se transferă și către consiliul județean. Sunt alegerile care... Din punctul meu de vedere, cred că pentru comunitățile locale sunt cele mai pentru important. Administrația publică locală cele mai importante. Sigur că da. Păi, astea sunt mandatele care sunt pe 4 ani și... Și de aici se fac jocurile pentru alegerile parlamentare. Da. Pentru că trebuie să recunoaștem că primarii au un rol deosebit de important. Sunt vectorii de imagine în localitățile respective și automat atrag voturi indiferent de tipul alegerilor care sunt. Da. Șomează domnul Cartojan, trebuie să... Am șomaș în primar. Doamne, ferește! Domnul Cartojan, de 8 ani lucrați cu candidatul partidului dumneavoastră, cu actualul primar Nicolae Barbu. 4 ani ați fost consilier local.
ultimii 4 ani director al zonei libere Giurgiu, cu acționariat 100% Consiliul Local. Ce șanse vă dați și cum îl vedeți poziționat pe domnul Barbu pentru un nou mandat? Păi aș și relua puțin tema care a fost discutată cu câteva zile, că lansată, bineînțeles, că domnul Barbu nu e un om de echipă. Da. Haideți să ne uităm puțin cine l-a urmat în ăștia 8 ani și câți au rămas alături de dânsul. Eu zic că peste 90% din echipa cu care am pornit, și aici nu mă refer doar la consilier, mă refer la tot ce înseamnă organizarea care a avut-o domnul Barbu pe municipiu. Organizație, este lângă, până la urmă, organizația locală. Organizația locală. Da, Giurgiu municipală. Este lângă dânsul. Deci ideea cu lipsa de a fi un om de echipă chiar nu se pune în discuție. Asta ca o paranteză, pentru că tot s-a vehiculat acest lucru. Îl văd cu 100% șanse de reușite. Și pentru că dacă ne-am uitat puțin din afară, să zicem, chiar și eu nefiind consilier în ultimul mandat, m-am dus la toate ședințele de consiliu, dar una este să particip și la ședințele de comisie, altfel să te uiți pe proiecte și așa mai departe. Dar dacă te uiți din afară și este de ajuns să citești puțin programul care îl are dânsul prezentat acum cu realizările care s-au întâmplat în cei 4 da, ani. Da, l-am văzut 20 de pagini A4 care nu-i da, care am înțeles că sunt ghesuite. Da. Sunt foarte consistente, da, puteau fi dezvoltate mult mai mult, dar și așa, dacă ai răbdare și le răsfoiești măcar și vezi, într-adevăr, sunt unele proiecte luate, să zic așa, antamate, dar încă neîncepute sau neterminate, este normal. Da. Sunt perioadele de licitații, sunt proiecte europene, sunt... Banii vin destul de greu. Vin da. Greu, durează execuția unora din proiectele astea de infrastructură, sunt derulate pe 2-3 ani, dar sunt atacate și rezolvate. Unele urmează să-și producă efectul, să fie finalizate, altele să fie chiar începute, dar sunt deja contractele încheiate, tot semnate. Tot ce și-a propus în mandatul trecut, într-adevăr, sunt realizate. Sunt toate și pe acest Smart City, într-adevăr, pe cele 5 componente care le-a dezvoltat și a mers în alegeri acum 4 ani de zile, toate sunt bine ancorate. Da, când te uiți pur și simplu și mergi pe stradă și vezi o groapă și vezi o iarbă netăiată, e normal, sunt multe încă de făcut, sunt multe rămase, dar impactul este fantastic. De câteva zile mergem pe stradă, am mers pe zona de case unde s-au făcut foarte multe asfaltări. Sunt 128 de străzi, gândiți-vă ce era înainte acolo, știu foarte bine anumite zone. Dar nu putem spune de ce era înainte acolo. Acolo n-a fost niciodată asfalt. N-a fost asfalt. Ei, asfaltul ăla însemna că nici mașinile săracele nu intrau. Da, oamenii care intrau în cizme și utilitățile, gaze, canalizare pluvială, canalizare menajeră, peste tot. Nu, e schimbată complet. Și vedem și oamenii, într-adevăr, că sunt foarte mulțumiți. Te întâlnești cu ei și n-au... mai e cât un cărcotaș care spune prea târziu, acum 20 de ani trebuia făcut. E adevărat, trebuiau făcute. Dar ideea este că s-au făcut și s-au realizat și o să vedeți, chiar o să fie un cartier pe toată zona aia, cartiere, de fapt, care o să crească și valoarea proprietăților automat. Și tot. Deja se întâmplă treaba asta. Deci oamenii câștigă din chestiunea asta. Nu mai vorbim de restul, anvelopări, bulevardele principale, care unele deja sunt terminate, altele vor intra în plină dezvoltare și cu totul, într-adevăr, pe o concept de smart, cu piste de bicicletă, cu un transport evoluat pe un consum mult mai prietenos mediului, nu pe combustibilul clasic sau pe altceva. Deci sunt realizări care unele poate le vezi mai greu, dar ideea este că și-aș invita toți cetățenii măcar să frunzărească acel, chiar dacă nu sunt de acord cu multe chestii, poate unii din ei sau nu sunt atât de interesați de toată. Fiecare vrea să fie făcut acum la exact. El în curte. Dar măcar în să vadă puțin, este foarte greu să pleci dintr-un oraș totuși înapoiat față de alte zone ale țării. O să vedeți că în următorii 10 ani chiar se vor vede altfel aceste lucruri. Pentru cârcotaș știți că e pilda biblică. Da. Dumnezeu a făcut lumea, nu într-o zi, nu făcând așa, a făcut în 6 zile și a 7 s-a odihnit. Noi încă nu cred că avem cum să ne odihnim. Da. Și un copil se dezvoltă în 9 luni de zile, nu exact, până când apare volume. Da, exact. Domnul Stănișteanu, într-o emisiune aici, alaltăieri,
am avut pe domnul Mina și întâmplător, nu știu dacă, cât de întâmplător a fost, și pe domnul Bădălu. Domnul Bădălu spunea că 800 de milioane de euro în ultimii 4 ani s-au investit în județul Giurgiu și totuși, ce îi lipsește? Județului? Păi suntem în continuare, cu tot 800 de milioane de euro, suntem în continuare între ultimii 2-3, acolo, la toate capitolele. Ce îi lipsește? Suntem între primii 2-3, dacă întoarcem clasamentul. Da, dacă întoarcem clasamentul, da. Da. Păi eu știu că toți banii ăștia care s-au alocat sau într-o proporție foarte, foarte mare au venit pe PNDL-urile alea. Pe PNDL-uri foarte mulți bani, da. 20. Deci, bani guvernamentali. Pe de-o parte, e meritul celor care s-au zbătut să-i aloce, dar nu cred că au fost alocați în, ca să spun eu, proporțional și cu ce, cu primarii din toate zonele politice, nu găseam exprimarea cea mai corectă. Pentru că, din câte știu, au fost alocați mai către culoarea roșie, pentru că roșu s-a purtat în 2016 în 2019 și în perioada aia primarii care erau îmbrăcați în roșu erau favorizați. Lucru care, din păcate, s-a perpetuat de vreo 30 de ani de zile și, din și mai mare păcate, cred eu că se poartă și în timpurile noastre, numai că se poartă galbenul acum. Banii ăștia au fost bani guvernamentali care au fost bani din bugetul nostru. Era mult mai mult de preferat să poți să aduci bani din fonduri europene. Indiferent că erau, pentru că aceste proiecte de care au beneficiat... E mai greu cu fondurile europene. Nu, și nu vorbesc aici de a face proiectul. Nu, da, face proiect. E de ciuguleală, de... Nu. La Giurgiu deja sunt foarte multe. Da. Dacă vrei, nu cred că e atât de greu. Da, aș merge cu gândul până la ciuguleală, dar... Adică, mă rog, edilii cred că se gândesc prima dată către cetățeni și așa ar fi normal. Nu știu în ce măsură o fac. Până la proba contrarie, toți spun asta. Da, nu știu în ce măsură o fac, asta spun și eu. Dar revin la idee. Banii ăștia veneau pe diferite axe, și pe Ministerul Mediu, și pe Ministerul Dezvoltării, pe foarte multe laturi din partea guvernamentală și pe din partea, cum să spun, pe care se alocă fondurile europene. Și canalizări, și aducțiuni de apă, și construcții de școli, reabilitări și așa mai departe. Trebuie doar să vezi pe cât de eligibil e un anumit proiect și care sunt condițiile de eligibilitate. Deci eu aș fi fost bucuros pentru... să văd și să vină cu niște cifre în care să spună, cum spune primarul Barbu, 118 milioane, i-a socotit acolo, atât i-a dat, da? A adunat 2 cu 3 cu 7 și cu 25 și atât i-a dat pe mandatul ăsta, 118 milioane. Dom'le, nu e ușor. Citea undeva că era un panou în Brașov acum 4 ani de zile și spunea că primarul Brașovului, domnul Scripcaru, adusese pe mandatul respectiv 2012-2016, cât a fost, 280 de milioane de euro. Păi stai, frate, Brașovul 280 și Giurgiu 118. Mi se pare o proporție favorabilă Giurgiului. E net favorabilă. Brașovul e de 6-7 ori mai mare ca Giurgiu. Vorbim și la numărul populației, la numărul de locuitori. Da. Vorbim și de dezvoltare economică, turistică, de care vreți dumneavoastră când, dacă inițiezi o astfel de comparație, Brașovul e peste tot peste Giurgiu, da, atât că n-are Dunărea, păi să treacă, eu știu, pe ce de Brașov. Da. Deci eu zic că revin la idee că frumos ar fi fost să vină să ne spună: domne, la Comana am adus 500 de mii de euro, că atât s-a putut și s-a făcut, eu știu ce, unde au fost alocați. Deci asta m-ar fi interesat mai mult. 800 de milioane. Cum sunt, unde sunt? Nu prea îmi dau seama. În asfalt, nu prea îmi dau seama că, unde că sunt. Domnul, da, că domnul Bădălu vorbea la un moment dat chiar pe un post național: domne, nu mai avem ce să mai asfaltăm în Giurgiu. Lăsăm la o parte faptul că la Consiliul Județean partea de infrastructură, cu atât mai mult partea de drumuri județene, da, care sunt în proprietatea și în administrarea Consiliului Județean, se intră ca atribuțiune de serviciu, domne, să le ai asfaltate, să le ai întreținute, să le ai vopsite fără crengi pe margine și așa mai departe. Nu mai ce să mai asfaltezi?
Păi ce faci cu Giurgiu Topor? Eu știu că n-are asfalt acum. Domnul Bădălu, ce-o fi văzut? Nu știu. Ce faci, n-am. Dar ce faci cu Giurgiu? Cu municipiul Giurgiu? Păi, unde nu prea am avut parte de PNDL deloc. Păi în municipiul Giurgiu Bardea la guvern spre zero, așa. Da. Dar uite că dacă ar fi stat Giurgiu numai în banii care au fost repartizați de la guvern și implicit de la Consiliul Județean, eu cred că în momentul ăsta nu mai puteam să mai vorbim de vreun sens giratoriu la care se lucrează acum. Suntem foarte deranjați că trebuie să merg încet, că vezi, Doamne, să și cârcotași din ăștia. Da, nu se uită că peste 2-3 zile o să mergem mult mai normal și o să stăm mult mai puțin la sensul la giratoriu de la Petrom decât stăteam înainte la semafor. Exact. Beneficii de genul ăsta pentru unii nu se fac. Deja am început să stăm mai puțin la sensul ăla în ultimele 3-4 zile. Tot merge șoseaua București și chiar încă neterminat cozile. Deci, nu mai ați văzut cum prindeai două semafoare la ore de vârf în momentul când treceai pe la Petrom. Ok. Acum câteva săptămâni, cred, nu cred că e vorba de luni, de zile, s-a aprobat în ședința de Consiliu Local zona industrială Giurgiu. S-a aprobat zona industrială Giurgiu. Dumneavoastră sunteți în zona liberă Giurgiu. Și vreau să vă întreb, eu o concurență pentru dumneavoastră? Între timp s-a mai aprobat ceva săptămâna asta. S-a aprobat și înființarea societății care va administra această zonă industrială, acest parc industrial, în care suntem și noi acționari. Zona liberă Giurgiu. Zona liberă e acționar. Împreună cu OAT Giurgiu. Deci n-are cum să o considerăm o concurență atât timp cât asta nu. Suntem acționari. Și n-are de ce, pentru că vine puțin în completarea unei idei de zonă liberă, atâta timp cât zona liberă a pierdut o parte din facilitățile fiscale odată cu ATU-ul comunitar cu intrarea în cadrul Uniunii Europene. Erau mult mai multe avantaje, între altele, de exemplu, era un impozit pe profit zero, puteau fi plătiți salariații într-o monedă de circulație, într-o valută forte, fără alte impozite, marfa putea să stea în zona liberă nelimitat în timp, fără nicio condiție de TVA sau de alte taxe și accize. Astea cumva s-au pierdut pentru firmele care lucrează cu comunitatea europeană, pentru materii prime, pentru produse finite care le transferă și le exportă acolo. Și avem destule și avem firme serioase care au multe din ele la bază acționariat din cadrul țărilor comunitare. Dar avem și o categorie cam de 40% de firme care n-au legătură cu comunitatea și atunci ăștia în continuare, pentru ei este vitală această construcție de zonă liberă. Zona liberă Giurgiu, din ultimii 5 ani că avem informații bazate pe cifre, este cam cu 40% peste următoarea zonă liberă din punct de vedere a administrației, al veniturilor, cheltuielilor și profitului realizat. De departe sub noi este Curtici Arad și pe urmă coboară mult sub până la Sulina, Brăila și așa mai departe. Am și mers într-o chestiune în care n-am acceptat doar o treabă de legislație să ne confere încasarea unor venituri. Am intrat și în partea comercială, bineînțeles, cele două secțiuni pe care le dezvoltăm, într-una mărfurile la cheu zone libere pe manipulări și transportul, sunt în continuare în atenția noastră și le creștem într-una. Am mai luat două capete noi de tractor anul ăsta. Deci în permanență avem grijă ca și partea comercială, care în momentul de față reprezintă cam 50%, să intre în veniturile sociale. Parcul industrial va fi foarte bun. Odată că va fi o completare a zonei libere, terenul s-a găsit foarte bine poziționat în zona Vămii, deci iarăși va avea o chestiune odată și cu centura care va lega Bibița de intrarea spre Vamă, deci va fi foarte bine. E prevăzut în 2023 să fie gata chestiunea asta. Deci urmează, după ședința care a avut loc luni în cadrul Consiliului Local, să urmeze pașii la Ministerul Dezvoltării. Ei sunt cei prin ordin de ministru care vor da ordinul de înființare a parcului industrial. Este mult mai simplu decât o zonă liberă de înființat care are o lege organică specială.
Ne așteptăm chiar să avem un succes deosebit. Vom avea două componente acolo. Nu trebuie neapărat să așteptăm firme să tot ocupe locul. Într-un parc industrial se poate merge și pe o idee de alt fel, în sensul că vom găsi o firmă mamă care va conexa pe lângă ea și câteva firme cu care va lucra și pot să funcționeze în acest parc industrial sub autoritatea societății unde vom fi și noi acționari ca zona liberă, foarte bine și cu niște facilități care le poate acorda de data asta comunitatea locală, Consiliul Local Giurgiu. Da, da, da. Nu e complicat să se ducă acolo gazul, utilitățile? Nu, sunt aproape. Sunt aproape, de asta spun că e o locație bună. Da. Cât vă ajută pe dumneavoastră finalizarea proiectului Greenport? Cât vă ajută pe dumneavoastră ca zonă liberă? Păi până acum ne-a ajutat, pentru că în cadrul proiectului am avut și noi două componente, am modernizat cheul nostru și un drum iarăși refăcut complet de la intrarea în zonă până la cheu, deci e vorba de 1,5 km de drum. Întrebarea cred că ar fi mai bine pusă dacă pierdem ceva odată cu intrarea. Da, nu pierdem, nu suntem concurenți direct, ca să spun așa, deși vor descărca un tip de materiale care oricum nu l-avem în vedere noi, nu l-avem în paleta noastră, deci practic fiecare va completa cumva, nu vom pierde nimic, în final vom avea poate chiar un câștig, vom mai descongestiona puțin ce este acum la Cheuzone și putem să mărim paleta bărfurilor care le descărcăm deja. Da. Suntem cel mai sărac județ, așa cum spunea, sau printre cele mai sărace județe. Și voiam să vă întreb, domnul Rusăniștean, în situația asta, pro-România, dumneavoastră, aveți un program să scoateți județul din zona asta, hai să-i spun, neagră, gri? Da, noi ne-am gândit la niște axe pe care să încercăm să le dezvoltăm. Am văzut că Pro-România vine cu o altă viziune, viziunea pro. Da, Pro-România vine cu viziunea pro și vine cu experiență guvernamentală, zic eu, foarte bună în ceea ce privește partea asta de dezvoltare economică, de dezvoltarea mediului de afaceri, prin modul în care a fost guvernată țara între 2012 și 2015, atunci când premier era Victor Ponta. Și știți foarte bine că chiar dacă era social-democrat, măsurile au fost cele mai liberale luate vreodată. 100 de taxe tăiate și așa mai departe. Da, da, da. E, mai departe, viziunea la nivel de țară, încercăm să transpunem și noi într-o anumită măsură și să o adaptăm specificul județului Giurgiu și să încercăm să creionăm câteva, să spunem așa, axe de dezvoltare. Una ar fi, și toată lumea se ferește să o spună, de dezvoltarea acestui parteneriat public-privat. Cum ne ferim de legea lobby-ului și așa mai departe, că intervine partea aia de trafic de influență. Totdeauna și de găsim noi la chestiunea noi ceva subversiv. Da. Ai curat sau nu ai curat să pleci la un drum? Și aici mă gândesc că avem totuși, în partea de nord și municipiul Giurgiu, și mai sunt localități și în centrul județului, care au agenți economici destul de puternici. Și agenți economici care mai fac și producție autohtonă, dar care n-au parte de să meargă către export. Nu sunt ajutați, nu găsesc piese de desfacere, sunt emotive. E, nimeni nu s-a gândit până acum și n-am văzut să vină cu o propunere, de ce nu aceleia de a face demersuri și a insista pe tema de a face cunoscuți agenții economici din județ către ambasade și către consulatele generale pe care România le are în diferite state din Europa și nu numai Europa, în toate continentele. În fiecare ambasadă există un atașat comercial care se ocupă de problemele economice și promovează comerțul exterior, deci exporturile, chiar așa se numește biroul de pe lângă ambasadă, biroul de promovare a comerțului exterior, deci încurajează exporturile și le promovează și
este o parte pe care n-am văzut să fie solicitată vreodată un agent economic sau să fie ajutat un agent economic de autoritățile publice locale în sensul ăsta. Acei oameni au legături directe cu zonele respective pe care le păstoresc. Sunt unii au toată țara când reprezintă o ambasadă, alții fiind la consulate, o parte mai mică din țară, și care pot promova interesele și dezvoltarea economică unei astfel de firme. Mulți spun, zice, domne, nu intră în atribuțiunile directe ale Consiliului Județean. Păi stai, fac numai atribuțiunile directe, nu mai am și nu caut și alte soluții. Nu, da, stau în birou și mă gândesc că am asfaltat groapa, e foarte bine. La teatru mai plouă, nu mai plouă, iar e bine. La muzeu, ce am făcut? Mi-au venit 3 clienți în plus. Oh, nu, nu, astea trebuie să le faci de dimineață până seara și mai departe trebuie să mai stai, să te mai gândești și la cum să dezvolți. Dar sunt două condiții aici, complementare. Trebuie să vrei să faci și să poți. Știi. Să știi și să poți, sunt trei componente. N-ați văzut pe domnul Băsescu, cam așa are, știu, vreau, pot, parcă exact. Așa e. Are să și noi vârsta, furăm, are să și ne... vârsta. Și experiența, acum să fii serios, da. Da. Deci ar fi o primă gândire. Pe urmă, încă o dată, deci discuțiile președintelui județean, eu cred că trebuie să fie îndreptate către partea economică, nu știu. Întâlniri săptămânale cu principalii agenți, deplasări în diferite zone pe care le știi. Dom'le, e zona aia industrială de la parcul industrial de la Bolintin Deal. Acolo merită să te duci să discuți cu fiecare întreprinzător în parte. Că nu știi ce colaborări ies. Cu Consiliul Județean, cu Consiliul Local. Și ce dacă ajut pe primarul din Bolintin Deal până... Contează culoarea primarului Nici de cum, dar nici nu mă gândesc la un sprijin de genul ăsta. Din contră, mă bucur că oamenii aia de acolo își cresc veniturile sau nivelul de trai cu un euro pe cap de locuitor. Doamne, e o creștere, domne. Dar noi nu creștem. Mai vorbeam în altă parte, știți cât a fost în 2017 primul semestru de export a județului Giurgiu? Nu. 5 loganuri. 50.000 de euro. Asta a fost. Județul Giurgiu și județul Gorj sunt cele două județe care au exporturi sub 100 de milioane de euro. Exporturi sub 100, când sunt județe cu 5 miliarde, 7 miliarde, bine, și așa mai departe. În general, sunt județele din vestul țării. Da. Mai e Argeșul, care e Argeșul, fabrica care, de autoturisme. Păi, principalul exportator sunt uzinele Dacia. Deci e o parte în ceea ce privește creșterea economică. Doi, intrăm în amănunte, dacă vreți, pe partea de navigație și de ceea ce înseamnă pe autostrada Dunărea, noastră. Pe autostrada Dunărea. Noastră. Că exact, tot vorbeam de localitățile de la autostradă. Da. Deci autostrada albastră sau cum era melodia aia? Magistrala albastră. Da, vedeți, dacă noi am prins, mai știm de lucruri de genul ăsta. Deci intrăm în amănunte și cu Dunărea. Se pot face 1000 de proiecte și pe partea de Dunăre și pe partea de creștere economică și portuară, pentru că se simte nevoia ce se întâmplă acum cu acest port trimodal, e ca o deschidere la poker. Da, s-ar putea dezvolta doar începutul. Doar începutul. Ar trebui, pe urmă, în opinia mea, dezvoltat un port cu adevărat mare, pentru că dacă vă uitați stânga-dreapta, nu prea mai avem porturi prin zonă. Da. Până la Severin, câte știu eu, Liviu știe mai bine decât mine toate amănuntele astea, și până în partea cealaltă călăra, și eu știu că nu mai e. Nu dă tradiția Giurgiului, să fim oameni serioși. Deci s-ar putea găsi și în zona asta, chiar dacă există o colaborare între Consiliul Județean și Consiliul Local. Credeți și Ministerul că... Transporturilor. Și Ministerul Transporturilor. Dar credeți că se supără primarul Barbu dacă eu vin cu un investitor austriac pe care din întâmplare sau din vari motive l-am cunoscut și zic hai să colaborăm, să vedem ce face Consiliul Județean, ce face Consiliul Local și ce face... Da, să ajutăm omul ăsta să-și stabilească afacerea aici. Sigur că da.
Dar nu că ne depășim atribuțiunile. Păi stai, frate, atunci dacă ne depășim atribuțiunile, dimineața mă uit dacă s-a făcut curat la intrarea în Consiliul Județean și seara când plec dacă mai e femeia de serviciu și șterge praf. În fiecare dimineață te uiți pe fișa postului, să vezi nu cumva să-ți depășești atribuțiunile. Da, deci da. Sunt multe. Pe partea economică se discută mult. Și s-au discutat și acum 4 ani, după cum bine știți. Din 4 ani se discută mult. Locuri de muncă și locuri de muncă. Locuri de muncă pe care să merte care Dumnezeu. Nu le face. Să nu merte le face. Dumnezeu. M-am interesat din curiozitate la AJFM. Nu prea se interesează lumea de locuri de muncă, decât acolo unde ai o secretară și un șofer. Alea sunt vizate locurile de muncă. Da. Dar mai departe, nu știu de ce... Poate și un director ceva. Da, și secretară, șofer, de cam pe acolo umblăm. Un șefuț, șefuleț de care... Domnul Liviu, văd aici un punct la programul de dezvoltare al județului propus de Pro-România filiala Giurgiu. Crearea condițiilor de infrastructură necesare dezvoltării zonelor și a parcurilor industriale, exact pe mâna dumneavoastră cade, în toate zonele cu potențial al județului Giurgiu. Păi dacă avem specialiști, nu trebuie să folosim experiența. Dați puțin să revin și eu la ce a zis domnul președinte până acum, că vreau să adaug ceva, că într-adevăr astea trei chestiuni cu știu, pot și nu știu ce, dar cred că e important să ai și capabilitatea să poți să schimbi niște mentalități. Vedeam chiar ieri un sondaj în care spunea că românul deschidere și să poți să fii puțin într-un pas cu ceea ce faci și ești componenta acestei Europe. Până la urmă am vrut să fim acolo, suntem acolo. Dar să vedem decalajele astea și de unde pleacă, că pleacă și din mentalități. Vedeam la un moment dat, ieri chiar mă uitam pe un sondaj în care România era trecută ca fiind țara în care românii sunt primii în Europa ca proprietari. Adică românul este cel care, dacă nu simte că are o casa lui și stă cu chirie, nu se simte bine și ia un credit și muncește 30-35 de ani să o plătească. Aici avem probleme la mobilitatea forței de muncă. Și la mobilitate și la multe. Știți cine era la polul opus? Elvețian. Deci elvețianul era la polul opus. Deci cei mai mulți care accesează o locuință cu chirie era Elveția. Și afirmația, unde salariul mediu e. Și afirmația era foarte interesantă. Ce rezultat în studiul ăsta, ce compania care îl făcuse spunea o chestiune care la prima vedere pare poate hilară și ciudată pentru noi, că proprietarii de active, de proprietăți, sunt de fapt mai săraci de cei care stau cu chirie. E, chestiunea asta, și da, pare să aibă dreptate, pentru că până la urmă și standardul de viață, uitați-vă la foarte mulți care vin de afară și m-am reîntors, am adunat niște bani și am făcut casă și pun o parte la UCC. Un salariu minim pe economie să pot să fac și eu ceva, că nu mai am bani după ce am făcut casa să subzist. Și rămâne tot într-un standard destul de jos. Și noi dacă organismele pe care vrem să le conducem merg doar pe ideea, domne, să-i creez doar, să-i aduc un asfalt, să-i fac un trotuar, să nu știu ce, și nu reușesc să dezvolt economic, că de acolo până la urmă încasez taxele înapoi, pot să fac altceva. Omul are un salariu rezonabil. Și omul are să întoarcă. Da. Deci, până la urmă, costul lui se duce altfel. E, aici mentalitățile astea trebuie să le discutăm. Tot avem lozinci, să folosim Dunărea. Dă că mi-aduc aminte și cred că am cochetat cu politica asta de tânăr. Că asta a fost în Giurgiu. Ați lucrat și în domeniu. Da, tot timpul să dezvoltăm Dunărea. Sunt să dezvoltăm și să creăm locuri de muncă. Da. Dar până la urmă, cum le faci? Aici nimeni nu intră în niște amănunte clare să demonstreze că prin ceea ce dezvoltă în teoriile lui poate aplica și într-adevăr creează. E atât de simplu să spune, doamne, nu sunt șoferi, crei locuri de muncă, Dunărea asta nu o folosim, ar fi un magistral al voastră pe care nu... Dar ce facem efectiv și dacă ce ne propunem? Dacă vorbim de magistrala albastră, putem... Eu aveam un politician care a propus trenul galben fără cai între Bolintin și București, metrou. Am propus și pod și cu pernă de aer și cu... Adică sunt multe chestiuni care... Telecabine sau telecabine. Da. Deci sunt multe chestiuni care... Haideți să facem ceva de care să și adunăm bani. Că nu trebuie neapărat să faci ceva. Nu e bine să faci ceva să oferi gratis. În schimb, prin ceea ce oferi, dacă oferi o infrastructură corectă, poți să și adun bani. Nu e nicio problemă. Omul va plăti dacă va avea posibilitatea și va fi și mulțumit de ceea ce oferi.
Dacă o faci doar așa să fie, să arăți, uite, bă, am canalizare, dar de fapt nu funcționează, am stradă, dar e de fapt plină de gropi, am nu știu ce. Nu, da, da. Nu poți progresa și le iei de la început și noi suntem maestri în țara asta în a repara. Noi, fă ceva să dureze, după aia treci și investești în altceva. În permanență punem din nou borduri, punem din nou aceleași gropi, dar nu reușim că n-ajung banii să mai facem și altceva. Deci aici ar fi. Dacă ne întoarcem acum dezvoltarea, deci să înțeleg, dezvoltarea nu înseamnă doar asfalt. Păi, exact ce spuneați domnul primar Barbu, în toate materiale care le are, e acea idee de dezvoltare durabilă. Da. Durabil înseamnă și în timp, dar înseamnă și ceea ce faci să dureze în timp. Deci până la urmă, dacă nu le faci pe această perspectivă, până la urmă suntem da, într-o morișcă de asta și din 4-4 tot dăm ani, sacul ăla cu șoricei și învârtim invers. Când nu mai amețe, să amețească ea. Da, cam așa. Să nu facă gaură. Să nu se învețe. Cu... da. Ei, revenind la... La parcul infrastructura industrial, necesară pentru dezvoltării zonelor și parcurilor industriale. Da. Este... Adică pot fi făcute mult mai multe. În, bineînțeles. Haideți să revin la ce avem acum. De exemplu, zona liberă Giurgiu. De 4 ani chiar am încercat să dezvoltăm, pentru că eu le spun și colegilor mei. Cerem aceste taxe, permise de acces, licențe, tot felul de taxe pe care ni le conferă legea să le cerem în zona liberă, dar în același timp hai să ne punem și în pielea celui care este privat și care lucrează acolo și care vrea să-și maximizeze o afacere, să aibă profitul respectiv. Ce îi oferi în schimb? Trebuie să-i oferi o infrastructură în primul rând de care să folosească și o logistică foarte bună. Toți suntem la un nod de intersecție extraordinar de bun. Suntem foarte aproape de București, nod și magistrală terestră și fluvial. Pe la noi se face legătura cu Orientul. Se face legătura, până la urmă, indiferent că s-a deschis podul de la Calafat. Uitați-vă că cea mai mare aglomerație tot pe aici este, pe la podul de la Giurgiu. E, în condițiile astea, trebuie să-i asigure o infrastructură de care să beneficieze și să nu cheltuie. Aveam în Giurgiu, înainte, în zona liberă, înainte să facem acest drum, avem pe puțin 100 și ceva de camioane care îl tranzitează zilnic. Una e să-i oferi un drum pe care să nu-și repare pormă toți transportatorii toată ziua camioanele de la gropile care sunt și una e să-i dai un drum pe care, într-adevăr, când intră în poartă și ce bă, plătesc. Dar plătesc pentru că, uite, am aia. Și chiar, într-adevăr, am avut un feedback bun din treaba asta. Ar trebui înființate mai multe parcuri industriale, într-adevăr, avem unul nord, îl avem pe cel de la Dulăneara, care e destul de slăbuț în momentul de față, din păcate, s-au mai retras câteva firme de acolo și tot. Dacă îl facem și pe cel de lângă Vamă, încercăm să putem să oferim chiar printr-o asociere, cum spuneam. Nu-ți convine zona liberă, poate-ți convine parcul industrial, poate acolo regăsești ceva ce poți să dezvolți. 200 de locuri de muncă, 300 de locuri de muncă înseamnă, de fapt, mulțit cu 3, cu 4 o familie, înseamnă că ții și copilul, soțul sau soția în funcție de situație. Explicați-le oamenilor că a trecut vremea industriilor cu, știu eu, afacerilor cu 2000 de angajați. Nu mai există. Se vede, așa, nu mai există. Haideți să vă dau un exemplu. Știți cât va avea ILR-ul, care e investiție serioasă, acest port trimodal, este o investiție chiar foarte modernă, dar datorită acestui lucru, aveți idee câți angajați va avea în forma finală de 25 de angajați. Deci, forță de muncă este foarte greu să capacitezi pe o tehnologie modernă. Totul este automatizat. Totul... Și din acest punct de vedere, trebuie să dezvoltăm cât mai multe afaceri. Nu e ușor. Nu mai există societăți cu 2000 de oameni. Nu știu, poate. Da, nu. Pentru Giurgiu nici nu e... Știți ce se întâmplă? Poate că mai există, dar nu este nici fezabil pentru Giurgiu. Și vă spun un exemplu clar. Șantierul naval, când a fost cumpărat acum 10 ani de zile de ultimul acționar, lucrau înainte să intre în insolvență, în faliment, în șantierul naval, 3000 de oameni. I-a fost greu să identifice 300 să poată să-i reangajeze de specialiști. Da. Și la ora actuală lucrează și cu subcontractori aduși din Galați, din Brăila, din alte zone tot care au lucrat în domeniu ca să poată să ajungă la cifra de muncitori care îi trebuie. Deci e vorba și de calificarea... E vorba și de faptul că iarăși un aspect care... De asta spun, trebuie lucra la mentalități. S-a încercat acum 4 ani crearea a două clase de profil tehnic, să poată să iasă pe meserii efectiv de acolo. În două clase care s-au gândit a avea 50-60 de elevi, s-au înscris 2.
toată lumea vrea o diplomă și atât, o hârtie din care dă și glumea, după secretară și șofer să ajungă și director. Asta este, mentalitățile se schimbă greu, dar trebuie cumva transmise și lucra la ele, că altfel nu se poate. Da, ne ceartă o doamnă, Ioana Tudor, spune că dacă totuși este o emisiune electorală, pune și sigla cu care candidează interlocutorii noastre. Mi pare foarte rău, avem jos comandat de Pro-România, Organizația Județeană Giurgiu și cuiu mandatarului financiar. Acolo de ce emisiune electorală, doamnă? Domnul Noru Stăștean, aveți un proiect de suflet. Ea vorba de sediul prefecturii și îl văd aici inclus în programul nostru de guvernare. Urgentarea preluării sediului vechi al prefecturii în vederea finalizării lucrărilor de consolidare și modernizare. Ce ar mai fi de spus la... Sau am spus totul eu și nu mai... Dezvoltați puțin. N-aș vrea să... A fost o încercare. Să arunc cuvinte grele, dar dacă cei din ultimii ani nu i-au interesat deloc reluarea acestui proiect, poate că și pentru faptul că unii n-au fost din Giurgiu, mă rog, nu cunosc bine localitatea, nu știu, habar n-am. Dar cert e că nu e interesat, că dacă e interesau, se continuă acel lucru. De când ați făcut lucrările? De pe vremea dumneavoastră, ca să spun așa? Deci, din 2008 nu s-a mai făcut nimic. Nu s-a mai făcut nimic acolo, au crescut bălăriile în curte. Da, bacă a fost în instanță constructorul, bacă. Și atunci, bineînțeles, când voi ajunge președinte al Consiliului Județean, voi face toate demersurile de care aș putea să fiu în stare și lobby politic și nepolitic și administrativ și neadministrativ să Consiliul Județean să preia această clădire de la Ministerul Administrației și Internelor și să încerce să aloce fonduri de așa natură încât să poată să fie finalizat. Și vă spun și de ce, pentru că partea cea mai grea și cea mai urâtă, să spun așa, din toată lucrarea asta a fost consolidarea din rezistență. Da, deci, cea mai complexă lucrare. Cea mai complexă lucrare și care a mâncat și bani foarte mulți. Dar acum s-a pus bazele unei clădiri care rezistă la un cutremur de gradul 9, nu mai are probleme. Deci o clădire foarte rezistentă. Vând în vedere faptul că era și este în continuare emblematică pentru orașul nostru, este cu o arhitectură frumoasă, zic eu. Este deosebită funcțională înăuntru, cu sălmar, cu birouri spațioase și așa mai departe. Trebuie continuată. Ce mai destinație ar putea să aibă? Prefectură. În afară de prefectură. Păi o ia Consiliul Județean și închiriază, găsește o soluție. Sau să mută Consiliul Județean acolo și lasă la Casa Albă, lasă prefectura. Oricum sunt soluții. Pentru că prefectura, vedeți, dumneavoastră, mai are două servicii pe care nu le are împreună, ca să spun așa, ca locație, și mă refer la permise și pașapoarte, în condițiile în care sunt două construcții viabile, cea din momentul de față, unde își desfășoară activitatea și Consiliul și prefectura și sediul vechi al prefecturii, împărțindu-se aceste spații, deja poți să spui că ai o administrație eficientă și concentrată, și concentrată a celor două instituții, care sunt, în opinia mea, instituții de grad zero, să spun așa, pentru județul Giurgiu. De acolo pleacă și politicile, pleacă și gândirea și viziunile și așa mai departe. Și prefectura, mai mult decât atâta, prin angajații ei, reprezentantul guvernului în teritoriu, cred eu că merită să aibă o clădire aparte și o clădire în care să poți să găjduiești o întâlnire între doi miniștri de aceeași activitate, bulgar și român și așa mai departe. Deci, și de ce nu întâlnirile periodice care se fac pe zona transfrontalieră cu ruse. Deci, încă o dată, e păcat de ceea ce se întâmplă, că au crescut bălăriile. Până la urmă o să ajungem, când ne reapucăm de lucrare, să fie să mai faci o consolidare, dacă a trecut atâta vreme. Da, deci nu s-a lucrat efectiv din 2008, vă dați seama, 12 ani de zile. Nu se poate. Și între timp, mai spuneam și în altă parte, între timp au fost alocate fonduri de la același minister către garajul
Inspectoratului de Poliție către sediul nou al Inspectoratului... Deci bani se găseau. Acum, da. Doamne ferește, nici nu vreau să o las ca o critică de ce s-au dus banii acolo. Nu, e foarte bine că s-au dus. Da. Dar pe de altă parte, un 2 milioane, 2 milioane jumate de euro... Dă încolo la cât 800 de milioane la PNDL și nu găsești 2 milioane jumate să fie reprezentativ pentru să repare o clădire reprezentativă pentru un municipiu, reședință de județ la urma urmei. Și în Buricul Târgului, ca să spun așa. Da. Deci au fost, zic eu, a fost o neglijență totală și nu s-a luat subiectul ăsta, nu s-a luat deloc în serios. Da. Deloc. Și e păcat, încă o dată, mare păcat. Sunteți două persoane care aveți o experiență managerială solidă, ca să spun așa. Și întrebarea e pentru amândoi, o să răspundă prima dată domnul Cartojan. Cum susțineți agenții economici? Unul din punctele susținerea agenților economici privați din Giurgiu în relația cu consilierii economici atașați ambasadorului, consulatului, am spus ce ați spus dumneavoastră mai devreme. Am spus-o mai devreme, da. Da. Acum am constatat, stați că mi-am întors foile pe aici de tot. Da. Șoferia de consultație printr-un departament de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, aflat în directa subordonarea președintelui pentru a facilita accesarea de fonduri europene în cadrul exercițiului financiar 2021-2022. Dacă îmi dați voie, totuși, cred că ești să spun, deci aparatul propriu al Consiliului Județean are un departament de activitate care se ocupă de absorbția fondurilor europene, de redactare proiecte și așa mai departe. Dar, din ce știu eu, s-a ocupat numai de proiectele care sunt eligibile pentru Consiliul Județean. O parte din acești specialiști, pentru că întotdeauna am spus-o și o să repet, sunt buni specialiști în cadrul Consiliului Județean, sunt oameni serioși și oameni care își fac treabă. Dar, sigur că de asta ești pus în capul trebuie acolo, ca să poți să dai direcția, să spui, noi mergem pe drumul ăsta. Eu, în situația preluării fotoliului de președinte al Consiliului Județean, cu siguranță și foarte repede va fi modificat organigrama, dar așa natură încât să creeze, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, funcție de dimensionarea care se va face la momentul respectiv, birou, serviciu, departament, ce Dumnezeu, compartiment, pentru sprijinirea unităților administrativ teritoriale din județ, a primăriilor și așa mai departe, a primăriilor, care să fie în ajutorul acestor primării pentru redactare, consultanță și, de ce nu, până la finalizarea unor proiecte pentru aducerea de fonduri europene. În același timp... Deci le oferiți, practic, consultanță... Exact, deci să nu se mai ducă să mai stea și să mai dea... Să-și caute firme... Să-ți mai dea bani și așa mai departe către oameni care oferă lucrul ăsta. De ce când ai specialiștii bine pregătiți să nu facă acest lucru? Și un al doilea, să spun, a doua linie care va fi abordată, având în vedere că suntem un județ... totuși agrar, cu preponderent agricol, cu 51 din 54 localități în mediul rural, sprijinirea oricăror inițiative de a aduce fonduri europene de către întreprinzătorii privați din agricultură. Sunt foarte mulți fermieri mai mici, cei mari de obicei sunt mai bine informați, au o structură de personal mai permisivă de așa natură încât să se informeze pe ceea ce înseamnă fonduri europene, dar sunt mulți care nu sunt informați despre modalitatea de a aduce aceste fonduri. Deci fermierii să aibă oricând posibilitatea de a veni către aceste structuri în Consiliul Județean și a fi consiliați pe modul de obținere a fondurilor europene. Deci două părți distincte, una care se adresează OAT-urilor și una care se adresează fermierilor
Vă iert acum cu programul și cu dezvoltarea programului dumneavoastră. Mai avem măsurile, celelalte măsuri. Păi nu ne mai întâlnim? Sociale, păi tocmai vă iert această emisiune, ca să păstrăm și pentru altceva, nu să repetăm ce am vorbit acum. Deși, până la urmă, e campanie electorală și repeți ca să intre alegătorului bine în cap ce ai de gând să faci. Nu? Înainte de a încheia emisiunea și de a vă adresa mesajul către alegători, vreau să vă întreb, domnule Noruț, că dumneavoastră sunteți piesa principală aici. Nu e adevărat. Da. Suntem Sunteți colegi până la urmă, dar dumneavoastră candidat la președinția Consiliului, președinția Consiliului. Putea și Liviu în aceeași măsură. Da. Fără niciun fel de probleme. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră acceptați confruntare cu alții contracandidați, ca să spun așa, pentru că domnul Mina s-a răstit la domnul Beianu mai mult. Vreau să vă intru într-o confruntare cu domnul Beianu. Pe partea cealaltă, domnul Angelescu spunea că vrea să intre în confruntare cu toată lumea. N-a mai venit să se programeze la nicio confruntare. Eu am vorbit cu ceilalți, sunt de acord, dar nu, în sfârșit. Deci, la nu numai că sunt de acord și propun chestia asta. Da. Dacă domnul Mina i-a propus domnului Beianu, eu propun amândurora. Și domnului Mina și domnului Beianu. N-am niciun fel de problemă. Îi văd că se ascund pe niște viziuni. Nu știu pe unde Dumnezeu se ascundă acum, că iepurii ăia fricoși, dar probabil că până la urmă ori scoate așa o jumătate de ureche să... Dacă, să putem să... Dacă domnul Beianu scoate maceta, că am văzut un filmuleț în care era cu Tetau. Da, nu, asta chiar n-aș vrea să intre în discuție, nu. Asta e o problemă privată, fiecare răspunde în dreptul lui, nu. Dar partea de frică de confruntări, nu știu de ce ar fi, pentru că își dă și vin probabil ca o gândire pentru dezvoltarea județului, mai bună, mai rea decât a noastră. Nu știu ce ar însemna să stăm la un pahar de vorbă aici și dacă oferiți dumneavoastră paharul. Oferă un pahar de vorbă, e și eco, după cum vedeți, e și eco. Și dacă tot ați deschis discuția asta, miercurea viitoare știu că tot pentru Pro-România. Da, de astăzi, într-o săptămână. Îi invit miercurea viitoare pe banii Pro-România să nu facă cheltuieli dâșii, n-am niciun fel de problemă. Oricum, stăm la dispoziție. Și oriunde. Temele, fiecare le știe. Da. Atribuțiile Consiliului Județean. Tocmai spuneați că trebuie să ieși din... Asta e părerea mea. Da. Sunt alții care le respectă cu sfințenie. Da, nu încearcă să calce stânga sau dreapta, că s-ar putea să nu știu ce se întâmplă. Da. Domnule Cartojan, pentru că, așa cum spuneam, a ajuns la finalul emisiunii, stați așa că mai avem un mesaj. Succes, domnilor, Giurgiu intră în horă, spune doamna Ioana Tudor. Cred că hora, că avem sigla. Hora dumneavoastră cu sigla, bineînțeles. Da. Deci, mulțumim pentru mesaj. Domnule Cartojan, mesajul dumneavoastră pentru alegători, camera dumneavoastră e acolo. Mesajul este simplu, stimații giurgiuveni, mă adresez în primul rând dumneavoastră, dar și locuitorilor județului Giurgiu. În primul rând, veniți la vot și vă rog, prin ceea ce încercăm să vă transmitem, să urmăriți cumva dacă prin ceea ce avem de spus avem și situația și capabilitățile de a le îndeplini și acordați-ne votul dumneavoastră. Mergeți cu încredere și să știți că Pro-România va fi pro-dumneavoastră. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc și alegătorii presupun că fac același lucru. Domnule Noru Stănișteanu, sunteți invitat la aceeași cameră. Stimați giurgiuveni, când spun giurgiuveni, mă refer la fel la cetățenii județului și municipiului. Echipele de consilieri și de primari și președinte al Consiliului Județean sunt echipe foarte puternice și echipe foarte bine pregătite. În fiecare localitate am depus eforturi deosebite pentru a găsi cei mai buni oameni care să vină în fața dumneavoastră, să fie alături de dumneavoastră și să vă dea raportul atunci când credeți dumneavoastră de cuvință că trebuie să facă acest lucru. În sensul ăsta, vă rog ca pe 27 septembrie să participați cât mai mulți la vot, să veniți și să votați echipele Pro-România, acea cu simbolul care era amintit un pic mai devreme, poate cel mai frumos simbol și nu poate, sigur, cel mai frumos simbol și siglă din
toate cele care vor fi pe buletinele de vot, pune ștampila pe acea horă de tradiție românească. Fiți pro-România, fiți pro-Giurgiu, fiți pro-giurgiuveni. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru că ați participat la emisiune, doamnelor și domnilor. Nu părăsiți ora, ora electorală, de ea vorbesc. Nu părăsiți ora electorală. Mâine avem o întâlnire cu candidatul PSD la primăria municipiului Giurgiu, Marian Măroiu. Vineri, întâlnire cu candidatul PNL la primăria municipiului Giurgiu, domnul Adrian Anghelescu. Sâmbătă și duminică cred că avem liber. Vă doresc vizionare plăcută în continuare. La revedere!